Să te scufunzi în adâncimile oceanului și să explorezi fiecare centimetru nu e cea mai simplă sarcină. Asta necesită multă pregătire. Dar însă și mama natură le vine oamenilor în întâmpinare și aruncă la mal, periodic, creaturi misterioase. Ce e asta dacă nu un gest de asistență în explorarea lumii? Cu voi este Red Zebra și în acest episod veți vedea cele mai neobișnuite și uimitoare creaturi aruncate la mal. Așa că puneți un like și haideți să vedem despre ce este vorba! Orcul. V-ați uitat la Stăpânul Inelelor? Vă amintiți de orcii din film? Deși a fost filmat atunci când tehnologiile erau departe de a fi ideale, personajele s-au dovedit a fi într-adevăr neobișnuite de reale. Chiar și cei care jucau roluri negative. Duc spre ideea că iată această creatură îmi pare că seamănă foarte tare cu orcii din Stăpânul Inelelor. Chipul ei este la fel de încrețit și furios, plin de pliuri. Oamenii au descoperit-o pe malul Egiptului și imediat au chemat savanții, dar aceștia nu au putut explica mai nimic. Pur și simplu au ridicat din umeri și au zis că trebuie să facă analize în plus. Dar ce analize să facă? E clar ca bună ziua că este o creatură neobișnuită. Are un chip ciudat și o formă groaznică a corpului, care probabil că era cândva o structură inițială întreagă, care arăta cam așa, sau poate că a devenit o deformațiune. Sau e poate doar un fake, poate doar ne-au mințit. Voi cum credeți? Scrieți-ne părerea voastră în comentarii. Frumos, dar foarte periculos. Următoarea istorie ne învață că nu trebuie să ne jucăm cu o creatură numai după felul în care arată. O femeie se plimba pe o plajă din Africa de Sud și a văzut în fața sa o creatură albastră necunoscută, ce semăna cu un dragon mic. După cum s-a dovedit mai târziu, intuiția ei a avut dreptate când i-a zis că ar fi bine să se țină mai departe de el. Era un Glaucus atlanticus. Acest locuitor marin se hrănește cu animale otrăvitoare. Veninul lor îl stochează în organismul său și îl folosește mai târziu în practică. În fiecare an, oamenii au observat tot mai multe și mai multe exemplare. În Statele Unite, Australia, Taiwan, Africa de Sud și multe altele. Oaspeți neobișnuiți. California este locul în care mai mereu se întâmplă chestii ciudate. Ba ca de grindină de dimensiuni incredibile, ba sunt observate UZN-uri, ba au niște oaspeți super ciudați, care aparțin viermilor echiuride. Corpul lor este moale și seamănă cu un cărnaț. Lungimea variază între 3 și 25 de centimetri. Sunt echipați cu o trompă lungă, acoperită cu niște cilii ce împing mâncarea. Acești viermi sunt capabili să-și arunce trompa, care peste câteva săptămâni crește la loc. De obicei, așa tip neobișnuit se ascund sub pământ și sunt foarte greu de găsit, dar aici s-au dovedit a fi pe uscat, absolut goi. Desigur că pescărușii s-au năpustit asupra lor rapid și după cum spun localnicii, au mâncat așa de mult că abia de se mișcau. Interesant, care ar putea fi cauza acestei situații? Ființa care pulsează. Pentru a ne uita la următoarea creatură, trebuie să ne mutăm în Noua Zeelandă, căci anume acolo martorii au observat pe plajă o plăcintă enormă care și pulsa într-un mod ciudat. Sunt sigur că dacă am fi spus cuiva că poza a fost făcută de la înălțime, unii ar fi crezut că e un vulcan. Zic asta fiindcă ființa arată super neobișnuit. Când unul dintre martori a observat mișcarea, le-a zis imediat celorlalți despre asta. Desigur că nu l-au crezut, însă atunci când au atins creatura cu o ramură, totul a devenit clar. Experții spun că oamenii pur și simplu au dat de o meduză neobișnuită, meduza coamă de leu. Este otrăvitoare, dar nu este periculoasă pentru oameni. Dar de ce însă meduza arăta ca o plăcintă, nimeni nu a putut să ne zică. Poate era un hibrid, poate era o specie necunoscută științei. Cum credeți? Coșmarul din viața reală. Uneori, mările și oceanele aruncă la mal ființe mici. Fie ele periculoase sau neobișnuite, nu e la fel ca și atunci când pe mal apare ceva gigantic. Cineva de genul acestui monstru de 7 metri aruncat pe mal de Oceanul Atlantic. Din el au rămas doar oase. Mai exact, scheletul și solzii. Zoologii au doar două versiuni, ori rechinul din filmul Jaws, ori peștele blob mutant, un locuitor al adâncurilor, care din oarecare motiv s-a mărit de câteva sute de ori în dimensiuni. De ce nimeni așa și n-a reușit să determine ce a fost asta exact? Ei bine, pentru că cadavrul era într-o stare atât de proastă încât experții care au ajuns pe loc nu au putut identifica absolut nimic. Savanții s-au încurcat atât de tare că de la început au crezut că e un pui de balenă, apoi au respins rapid această teorie.
Leii de mare. Lungimea unui mascul adult ajunge la 3 metri, iar greutatea peste 100 de kilograme. Deci nu e straniu că un grup de pescari din Federația Rusă s-au speriat mult când un leu de mare a alunecat în plasă și a început să-i examineze cu privirea. De regulă, animalele prinse în plasă se opun cu disperare și ca rezultat pot să moară. Dar acest leu de mare se simțea foarte calm. Până la urmă, pescarii l-au împins în mare cu un jet puternic de apă. În oceane, râuri și lacuri e plin de creaturi neobișnuite și înfiorătoare. Cele pe care le-ați văzut voi erau doar o parte. Rămâneți aici pentru a vedea un pește din epoca dinozaurilor ce a supraviețuit până în zilele noastre, rechini, himere și fantome submarine care au fost prinse de către oameni. Un rechin lung. Pescuitul aduce venituri destul de bune, iar cu cât e mai mare plasa dumneavoastră, cu atât mai mare va fi captura. Și știți vorba aia, teme-te de dorințele tale căci uneori se pot îndeplini. Asta s-a întâmplat cu un pescar care visa la o captură mare. Dar odată echipa lui a prins un rechin imens, care semăna cu un super prădător. Dinții erau colorați în roz, ceea ce vorbea despre faptul că rechinul a distrus multe vieți. N-au găsit însă nicio dovadă că a ucis vreodată un om. Rechinul detectiv. În anul 1935, niște pescari din Australia, Albert și Charles Gobson, au găsit un rechin tigru care s-a încurcat în plasă. Ei au scos peștele din plasă și l-au dus la cel mai apropiat acvarium. Vă întrebați acum ce poate fi mai ciudat în această poveste? Ei bine, peste o săptămână, rechinul a regurgerat o mână de om. E greu să ne imaginăm cât de îngroziți erau oamenii care au văzut asta. Interesant e că mâna era legată cu frânghie și avea un tatuaj. Muncitorii acvariumului au chemat imediat poliția. Ei au identificat imediat membrul, care aparținea unui informator de-al lor, infractorul Jim Smith, dispărut fără urmă cu puțin înainte de acest caz. Oamenii legii au întemeiat un dosar penal. Mă întreb, oare dacă a fost chemat rechinul la judecată, ca să depună mărturie? Fantoma apelor. Chimera cu nas lung este deseori numită fantoma. Are niște notătoare de parcă-s aripi, iar ochii îi luminează. Întâlnirile cu ea sunt foarte, foarte rare, dar pescarul canadian Scott Tanner a reușit să prindă una. El i-a făcut și o sesiune foto. Acestei priviri n-ar fi putut să-i reziste nici însăși Hannibal Lecter. Peștele Goliat. Poate fi întâlnit în Africa. Aspectul lui vorbește despre faptul că n-ar trebui să glumiți cu el și mai bine să nu-i nimeriți în cale. Există cazuri de atac asupra crocodililor și chiar asupra oamenilor. De aia se consideră una dintre cele mai periculoase creaturi de pe Terra. Peștele goleat se întâlnește în bazinul Congo și în lacul Tanganyika. Este un pește prădător mare, lungimea corpului ajunge la aproximativ 1 metru, iar greutatea la aproximativ 50 de kilograme. Eu personal nu aș vrea să dau ochii cu astfel de ființă. Obiectele neînsuflețite de pe fundul oceanului. În mare putem să ne întâlnim nu doar cu locuitori marini înfricoșători, ci și cu întregi obiecte, structuri și locuri unice care pot să sperie. În anul 1985, în largul coastei statului New Jersey, la adâncimea de aproape 30 de metri, scafandrii au găsit două trenuri de marfă. Cum au ajuns acolo? Astăzi, atât oamenii de știință cât și oamenii simpli încearcă să dezvăluie misterele accidentului de tren. Se consideră că nu erau trenuri obișnuite, ci niște locomotive folosite pentru a muta trenurile mari de pe o cale ferată pe alta. Monstrul misterios. Pe cine de obicei oceanul aruncă la mal? De obicei ființe cunoscute oamenilor care au fost rănite sau care deja au plecat pe cealaltă lume. Uneori, desigur că mai sunt și situații în care o creatură vie și nevătămată este aruncată la mal și nu poate să se întoarcă înapoi în mediul său natural. Așa caz este surprins în această imagine. Dar aici nu este vorba despre o creatură adecvată. Oamenii de știință au văzut-o pentru prima oară în viața lor. Iar acești oameni își dedică viața studierii oceanelor. Judecând după aspectul său, acest pește nu face parte din lista celor simpatici. Seamănă cu un rechin, dar nu cu unul simplu, ci cu un mutant de la niște adâncimi neimaginabile. Ce ați fi făcut voi dacă ați fi găsit pe mal așa ființă neobișnuită? Scrieți-ne în comentarii! Asta e sigur o piatră!
Când auzim ceva despre pietre, nici nu putem să ne gândim că ar putea să fie vii. Sună ca o prostie completă. Totuși e timpul să ne extindem orizonturile și să facem cunoștință cu piatra care respiră. Ei se zice Piara chilensis și prin natura sa este un animal marin care nu se deosebește cu nimic de o piatră prin aspectul său fizic, dar dacă e despicat putem vedea toate semnele clasice de viață. Această creatură străveche aruncată la mal are ambele organe reproductive și este rudă îndepărtată a vertebratelor, deși face parte din cordată. Uimitor, dar aceste ființe sunt crescute la plantații speciale. Chiar nu pot să-mi imaginez ce scop în acest caz urmăresc oamenii. Da, și eu m-am gândit că pot deveni bază pentru bucătărie moleculară. Ei bine, adevărul e că aceste pietre pur și simplu sunt arse, iar cenușa rezultată e folosită drept minereu de cupru. Vestea bună e că, necătând la faptul că omul le adună în cantități destul de mari, aceste creaturi se reproduc incredibil de rapid și nu pierd deloc din numărul de populație. Această delicatesă mai este și complet sigură pentru oameni. Maxim ce se poate întâmpla dacă calci pe ea este să te stropească cu apă. Monstrul cu tentacule. Nu știu ce e mai rău, să întâlnești un dragon albastru micuț care este cunoscut științei, deși e periculos, sau să întâlnești o creatură complet necunoscută care poate fi ori foarte periculoasă, ori super inofensivă. Voi de ce părere sunteți? Scrieți mai jos în comentarii. Iar eu până când vă voi arăta acest monstru cu tentacule, filmat în Vietnam, de către un ghid turistic când se plimba pe plajă. În videoclipul filmat de către bărbat, tentaculele multiple se mișcă haotic prin toate părțile. Poate este o parte din Venom în viața reală, sau poate sunt rămășițele mutante ale unei meduze. Cu ce seamănă mai mult? Acum vă voi arăta un melc de mare, dar nu unul obișnuit, ci unul colorat. Este foarte drăguț, nu-i așa? Ei bine, nimeni nu s-a bucurat de apariția lui în Marea Britanie. Oamenii, ca de obicei, se uită la totul prin prisma științei și zic că apariția acestui locuitor maritim în zona britanică vorbește despre faptul că oceanul s-a încălzit. De vină e situația climatică contemporană. Un american se plimba pe plajă și se uita pe jos. Și bine făcea, căci anume atunci a observat rămășițele unei creaturi ciudate aruncate la mal de valuri. Întrebarea care a apărut imediat în capul lui: ce este și de ce seamănă atât de mult cu un înger? Martorii au spus că acesta mult timp a stat nemișcat. Nu știa ce să facă în așa situație. Era ori un pește ce avea nevoie de ajutor, ori ceva groaznic sau chiar mistic. Sau poate că nici nu e o creatură vie, doar glumele cuiva. Prietenii tipului nici ei n-au putut să-și dea seama ce era. Unii au zis că e ciupacabra, alții rezultatele poluării mediului cu substanțe chimice, iar cineva chiar a comparat-o cu dementorii din Harry Potter. S-a dovedit, după rezultatele analizei, că totul era mult mai simplu. Era un rechin înger cu corpul plat. Denumirea dată a primit-o din cauza înotătoarelor sale. Deci, tehnic, autorul pozei n-a greșit și a ghicit corect cine era în fața lui. Un diavol marin cu două capete. Așa ceva poți vedea doar într-un film de groază și în coșmaruri. Creatura a fost prinsă în Marea Nordului, în zona coastei țărilor de jos. La bordul unei bărci de pescuit a fost prins un monstru cu două capete. Pescarii i-au făcut o poză și au postat-o pe internet. Aceasta a devenit virală instant și a atras atenția lui Erwin Compange, șeful departamentului mamiferelor ale Muzeului Natural din Rotterdam. Fiind expert în acest domeniu, savantul înțelegea că peștele nu este o specie necunoscută, ci un exemplu rar de gemeni siamez de marsuin. De-a lungul istoriei studierii mamiferelor marine au fost prinse doar câteva exemplare de gemeni. Fotografiind animalul ca amintire, pescarii l-au eliberat. În UE este interzisă prinderea unor astfel de creaturi neobișnuite. Peștele soție. Odată, Eric Bartos cu prietenii săi a mers undeva pe coasta Floridei la pescuit. Când au prins un pește călător mare, nu le venea să creadă. Pe nasul lui lung se afla o verighetă. Cel mai mult a fost surprins când a văzut că este chiar anume inelul pe care el însuși l-a purtat odată pe deget. Cu 3 ani în urmă, dintr-un motiv cunoscut doar de el, a divorțat de soția sa. Ca să-și mai amelioreze șocul emoțional, el a decis să scape de inel, punându-l pe nasul unui pește călător pe care l-a prins. După asta, a eliberat peștele în mare. Iar acum, 3 ani mai târziu, soarta i-a adus împreună. Probabil că el și acest pește călător au fost creați unul pentru celălalt. Iată așa s-a născut ideea de pește soție.
peștele din epoca dinozaurilor. Cercetările recente au explicat motivele dispariției dinozaurilor cu 65 de milioane de ani în urmă. Un asteroid cu diametrul de 15 km, deplasându-se cu o viteză mai mare de 64.000 de km la oră, s-a prăbușit în ocean, nu departe de coasta Mexicului. Valul exploziv a fost de un miliard de ori mai puternic decât cel ce a apărut în urma bombardării nucleare a Hiroshimei. O masă imensă de praf și fum au blocat razele soarelui, ceea ce a dus la căderea temperaturii până la sub 0 grade. Să supraviețuiești așa catastrofă e imposibil. Latimeria este un pește preistoric, care până de curând se credea că au dispărut odată cu dinozaurii, dar peste 65 de milioane de ani s-a dovedit că genul s-a păstrat. În plasa unor pescari din Africa a fost găsit un exemplar. Sunt niște vești grozave pentru savanți și nu prea bune pentru pescari, căci latimeria e necomestibilă. Alien. În Singapore, un pescar a descoperit o creatură care seamănă prea mult cu cea din Alien. Avea o mulțime de tentacule care se mișcau în toate părțile. Pescarul a decis că este o rudă apropiată a stelelor de mare. Tentaculele ei seamănau cu niște tăiței care au înviat. Un crevete gigant. Imaginați-vă că notați mare și de voi se apropie un crevete uriaș, cu lungimea de aproape jumătate de metru. Iată așa creveta a prins Steve Bargeron pe coasta Floridei. Mulți experți consideră că aparține speciei Mantis Shrimp. Au o forță incredibilă. Așa crevete poate deteriora cochilia unei crustacee sau chiar sparge sticla acvariumului. Totul e din cauza că viteza mișcării este de 80 de km la oră. Asta o face o armă periculoasă. Secretele adâncimilor. Un pescar din Rusia pe nume Roman Fyodortsov a devenit popular peste noapte când a început să pună pe internet niște creaturi extrem de neobișnuite, prinse de către om din adâncurile apelor. Colecția lui confirmă că știm mai multe despre suprafața lunii decât despre formele de viață din adâncul oceanului. De exemplu, puțini care se gândesc la peștele dragon, care are un corp negru, colți ascuțiți și corp acoperit cu mucus. Ah, da, să nu uităm de privirea goală și absolut moartă. Așa exemplar poate să se transforme ușor într-un personaj pentru filmele de groază. În galeria lui există o specie despre care practic nu se cunoaște nimic. Acest pește are un corp transparent cu dinți ascuțiți subțiri ca un ac. Se pare că așa și așteaptă până când veți apropia mâna la o distanță necesară ca să o poată mușca. Testoasa aligator. Aceste testoase au o gură în formă de cioc și niște fălci super puternice. Capacitatea de a mișca foarte rapid din cap le face pe aceste reptile și mai periculoase. Un tânăr în timpul pescuitului a prins o testoasă aligator. De la început nici nu prea înțelesese ce fel de creatură era pe cârlig. Când s-a întors spre el, tânărul a înțeles ce fel de testoasă e asta și a tăiat firul de pescuit într-o secundă. Riful memorial al lui Neptun. Este un monument unic pentru cei care au vrut să fie înmormântați în adâncurile mării. Orașul subacvatic se află la aproape 5 km de o plajă din Miami. Aici există o necropolă, drumuri pavate cu piatră, porți înalte, niște ruine ale unor clădiri și monumente ale morților. Orașul aflat la adâncimea de 12 metri a fost proiectat în 2007 și construit pe fonduri oferite de operatorii de servicii funerare. Unele obiecte sunt făcute din cenușa corpurilor incinerate. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!